Salutare și bine v-am regăsit! Săptămâna asta am făcut tencuiala la geamuri și la uși. Și a ieșit cam în felul următor. Foarte frumos. Deja a prins formă în multe locuri. Și am făcut-o deoarece nu vreau să pun geamurile direct pe becea și să tencuiesc după aia. Oricum se și vede, este un strat foarte subțire de tencuială. Cam un centimetru și ceva, cred că este. Vedeți? Bine, am și 2 centimetri în unele părți, dar este la interior. Și aici, la baie. Sus este subțire. Și jos mai gros. Am dat doar un nivel. Aici, de exemplu, a fost foarte gros, încă nu s-a uscat. Deoarece trebuia să rămân aici măcar 12 cm pentru ușă, pentru toc. Aici la fel au rămas. Este foarte gros, dar este la interior. În schimb, pe la exterior este subțire, chiar și la ușa de la intrare. Am lăsat câte un centimetru sau doi în plus față de stas. Aici este subțire. Mi-a luat câteva zile bune, o săptămână aproape, să fac tot parterul. Durează foarte mult. Încă trebuie să fac curat. Este sâmbătă, nu am reușit să fac curat decât în partea aia. Sus nu am putut să drișcui, în schimb la în lateral da, și jos la fel nu am putut drișcui pentru că nisipul este foarte gros și vede, este mare și rămâne urât, și pentru asta am folosit, după ce am turnat aici, am turnat mai mult tencuiala asta, am dat cu un strat de hidroizolație. Așa este fără hidroizolație. Vedeți? Momentan nu are nicio fisură, dar acolo va pica apa de sus și peste ea pot apărea fisuri. Și așa este cu hidroizolație. Este foarte fin. Nu știu, a ieșit super. Ia uitați ce frumos e. Aproape perfect drept. Și am folosit scânduri, panouri, niște bucăți de la mobilă, cum sunt astea de aici, vedeți, l-am montat în felul următor. Întâi am montat pe exterior o bucată din asta cu laserul și după aia am montat-o pe asta și așa am făcut cu toate, ca să le am la nivel. Și după aia am tras pe ele. Haideți să vă arăt sus. Cum fac. Deci aici nu am făcut niciun nivel. Am trasat tot și nu am lăsat aia 2 cm în plus față de cât trebuia să las pentru montaj. Și acum trebuie să sparg aici. Am tăiat așa bucată cu bucată și am să sparg ca să fac peste tot, am să fac un nivel exact ca să vin după aia cu șipcile astea. Și le prind cu etrieri. Haideți să vă arăt și cum fac. Deci prind unul, pun unul aici, ca să vedeți, așa, o prind cu un etrier, ca să stea cât de cât, și pe partea cealaltă la fel, vedeți, o reglez la laser, bine, pun un etrier sus, unul jos, ca să fixez tot, și după aia încarc. Deci nu este greu, o să fie, este mai greu sus pentru că spică în cap toată tencuiala aia și stai murdar toată ziua. Sus e greu. În schimb, lateralele și jos este foarte ușor. Pe aici o să am mult de muncă la geamurile astea care sunt suspendate în aer.
Trebuie să vă arăt și de afară cum a ieșit. Am închis peste tot aici, peste noapte, pentru că mai am decât o cizmă. Am avut două perechi de cizme, trei mi le-a furat. Trei cizme. Câine. Pe aici trebuie să fac ordine. Păi și foarte frumos. Unde să vi-l arăt pe toate? Deci acum parcă e altceva. Fuiele gata făcute. Aici este la intrare, uitați ce frumos a ieșit. E altceva când vii cu tocul de la ușă pe o tencuială. Se bagă niște distanțieri, dar distanțierea aia nu aș vrea să-i țin pe BCA, cum face toată lumea. Pentru că BCA-ul ăla închis, deschis, ușa se poate măcina. Cât ai vrea tu să faci. Și normal așa se face pe BCA. Și se pot pune geamurile pe exterior, pe niște suporți de lemn, ceva de un toc de lemn pe care este prins geamul. Ăla e cel mai bun. Dar nu știu dacă stau în calcule. Uite și ăsta ce frumos a ieșit. Vedeți, ăsta este făcut, ălea două de acolo sunt nefăcute. Aici a trebuit să spar puțin, pentru că am încărcat și jumătate de centimetru, se vede. Aici am un centimetru. Dar în general a ieșit bine. Oricum este mult mai fain, adică deja se vede forma. Și îmi plac lucrurile drepte. Ia uite ce frumos e. Cu restul de material de la tencuit, pentru că eu vin dimineața, fac o betonieră și fac câteva geamuri, ce pot să fac. Și materialul care rămâne, îl folosesc pe aici. Pun puțin apă, mai adaug niște multibat. Și cu ocazia asta am făcut și stâlpii și partea din față și lateralul. Astea sunt făcute așa, ușor, ușor. Decât să arunc materialul, l-am folosit pe aici, pe tot. Ia uitați. S-a și întărit. Este cam gros, într-adevăr. Dar, oricum, vin cu un centimetru jumate, cel puțin, de tencuială. Și o să fie cam 2 în total, ca să fac perfect toate colțurile. Bine, nu o să-mi iese totul la 90 de grade, dar este bine. Și stâlpii trebuie tencuiți, dar las la urmă pentru că trebuie să-i fac la nivel cu peretele ăsta. Cu toate că nu este nevoie, dar stâlpii ăștia care sunt în aer, o să-i tencuiesc foarte bine și o să și izolez și dau și plasă pe ei. Pentru că îmi țin toată casa. Na, cam asta a fost munca mea de săptămână. Nu am putut să vin la muncă fiecare zi și am venit foarte târziu pentru că mai am și alte treburi de făcut. Și oricum dimineața a fost -3 grade. Și nu am vrut să torn pe minus, așa am venit pe la 10-11 că s-a încălzit puțin. Și până seara se și usuc, adică trage foarte repede BCA-ul ăsta și nu sunt probleme. Deci pot să mă apuc și de etaj. După ce fac etajul o să încep să tencuiesc pe afară, vine o bucată de schelă. Să văd de pe unde mai cumpăr 2-3 picioare din alea. Și o să încep să tencuiesc în primul rând peretele ăsta și cât pot, până dă 0 grade. Când dau 0 grade, am luat deja din cabluri, o să mă apuc de instalația electrică, să bag curentul în casă, am mult de muncă oricum. Ziceam că intru mai devreme în vacanță, dar nicio șansă. Dar cât mai este vremea bună, mai facem câte ceva. Cam asta este tot pentru astăzi. Vă salut și vă mulțumesc de vizionare.